Am terminat antrenamentul și am fost la Carrefour să-mi iau niște înghețată. Mi-am luat 3 bucăți din asta de la Alpro cu 360 de calorii pe container. Toată asta are 360 de calorii. Sper să fie foarte bună pentru că a costat destul de mult. Ia uitați aici, 28 de lei una, 83-70 totalul. Am luat toate aromele pe care le-am găsit, adică 3, au decât 3 arome. Fructul pasiune și mango, ciocolată și caramel. Caramel macchiato. Vom merge acum acasă și o să vedem cum sunt. La calorii sunt foarte bune, la preț sunt nasoale, sunt scumpe, dar să vedem cum sunt la gust, dacă merită sau nu. S-a făcut ora 9 seara și am aici o înghețată, asta de ciocolată. Am ales să deschid prima pe asta cu ciocolată pentru că eu sunt fan ciocolată, îmi place foarte mult. Hai să vedem cum este. Arată bine. Trebuie să-i dau furia asta jos și să-mi iau o linguriță. Ok, hai să vă dau un feedback acum pe loc. E prima dată când mănânc așa ceva. Să mănânc și cu sirop din ăsta. Se simte cam intens gustul de lapte de soia. Este cremoasă, în schimb, este catifelată, e moale, dar nu e la fel de bună ca o înghețată normală. Oricum, mâine le vom testa și pe celelalte să vedem care e cea mai bună. Sunt decât 3 arome, le-am luat pe toate și o să vă zic părerea mea care mi se pare mie cea mai bună. S-a făcut ora 10:30 seara și pentru masa aceasta am 3 piersici și o înghețată din aceasta cu 360 de calorii, cu fructul pasiunii și mango. Este mult mai bună decât cea cu cacao, asta e chiar ok. S-a făcut ora 11, avem aici a treia înghețată de la Alpro, 360 de calorii, caramel macchiato. Am gustat-o, este bunicică, siropul ăsta, gemul ăsta are gust așa de cafea și de caramel, e foarte bun. Singura problemă e că nu prea are foarte mult sirop, dar dacă mai aveți voi acasă sirop din ăla cu 0 calorii, e perfect să mai adăugați. Nu pot să spun că sunt cel mai mare fan acestor înghețate, însă dacă ești fan înghețată și ți-e poftă, vrei să mănânci neapărat înghețată, sunt ok, pentru că au foarte puține calorii, prețul este cam mare. Pentru mine pe primul loc este înghețata cu mango, pe locul 2 este aceasta cu caramel macchiato și pe locul 3 cea cu ciocolată. Aia pot să spun că nu mi-a plăcut deloc. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, un coment, să vă abonați pentru a-mi urmări întregul parcurs de slăbit. Ia uitați, suntem în săptămâna 13, sunt clipuri interesante cu toate mesele și m-ați ajutat foarte mult psihic și m-ați motivat foarte tare. Până data viitoare, eu sunt Otto, v-am pupat, ciao!